Meditații pentru părinți cu Simona Dragomir. Bun venit, dragii mei! Sunt Simona Dragomir, astăzi vorbim despre cărucioare și siguranța auto a copilului. Ca părinți, siguranța copilului este pe primul plan. Prezența bebelușului ne influențează fiecare mișcare, de la drumul maternitate spre casă până la primele lui plimbări. Și astăzi vreau să-ți ofer sfaturi utile despre siguranța și confortul bebelușului atunci când ieșim cu el la plimbare, fie în cărucior, fie când mergem cu el cu mașina. Și amănunt aflăm de la Ionela Chițanu, reprezentant medical 9 luni. Bun venit, Ionela! Bine v-am găsit! Mulțumesc pentru invitație! Mulțumim că ai acceptat invitația noastră, mulțumim că ai revenit la Meditații pentru Părinți, pentru că avem o serie de lucruri de învățat de la tine. Hai să vedem, începem să discutăm întâi legat de cărucioare, pentru că este foarte important cum alegem căruciorul bebelușului nostru, astfel încât să-i asigurăm și confort și siguranță. Și nu în ultimul rând și nouă, mai ales ca mămici și abia am născut, să zicem, să avem un cărucior cât mai ușor, ușor de manevrat, de manipulat pe scări cu bebelușul în brațe, nu e simplu deloc. Sigur, aș vrea să încep discuția despre cărucior prin a spune că este foarte important să acordăm maximă atenție în momentul în care achiziționăm căruciorul. De ce? E o achiziție pe care o faci de obicei o singură dată pentru un copil și îl folosești 2-3 ani, acum depinde de cât de mult stă copilașul în cărucior. De obicei pe la 2 ani așa împinge căruciorul și nu mai stă în cărucior. Dincolo de culoare, pentru că părinții sunt tentați să achiziționeze căruciorul în funcție de culoare, dincolo de culoare, design, este foarte important să acordăm atenție greutății căruciorului. Un cărucior n-ar trebui să depășească 10-10,5 kg cu oricare dintre piesele componente ale acestuia, că vorbim de landou, că vorbim de scoică sau partea sport. Dincolo... Deci, din start am aflat că sunt vreo 3 cărucioare într-unul, da? Exact. În funcție de vârsta copilului, le tot schimbăm. Se mai și numesc sistem modular 3-in-1. Practic sunt 3 piese într-un singur cărucior. Dincolo de acest aspect, ar trebui să ținem cont de dimensiuni. Este foarte important să putem folosi căruciorul deschis în lift pentru cei care stau la bloc. Dimensiunile sunt foarte importante, mai ales când bebe e mic, mama este... cu operație cezariană. Chiar și după ce a născut natural, la fel în perioada aceea de lăuzie, mai greu. Exact. Dincolo de greutate, așa cum spuneam mai devreme, dimensiuni, este foarte importantă manevrabilitatea. Și aici ne adresăm mămicilor în mod special, pentru că mămicile manevrează căruciorul mai mult decât o fac tăticii. Cu toate că atunci când vorbim de achiziția unui cărucior, tăticii sunt foarte interesanți de cele mai mici detalii și este bine până la urmă că acordă și ei aceeași importanță. Vorbind de cele mai mici detalii, ar trebui să ținem cont de roți. Există cărucioare cu toate 4 roțile de aceeași dimensiune, există cărucioare cu roți mai mari pe spate. Statistic vorbind, cele cu roți mai mari se manevrează mult mai bine pe drum accidentat. Ce înseamnă drum accidentat? Drum cu denivelări, drum de munte, pe iarbă, acolo unde nu este drumul drept. La fel, un alt detaliu îl reprezintă mânerul. Există cărucioare cu mâner continuu și cărucioare cu 2 mânere. Pot să vă spun statistic că cele cu mâner continuu se manevrează cu 30% mai ușor decât cele cu 2 mânere. Dar aici ține foarte mult de fiecare persoană în parte, n-aș putea eu să spun că unele sunt mai bune ca celelalte. Este foarte important ca părinții să manevreze și să testeze căruciorul înainte de a-l achiziționa, pentru că, așa cum spuneam la început, îl folosesc pentru cel puțin 2 ani. Deci bine ar fi să mergi la magazin, la show-ul respectiv, voi aveți unul și acolo o puteți testa. Eu cel puțin așa am făcut și mărturisesc că de la voi l-am cumpărat pe toate, pentru că oferim consiliere, exact, și suntem foarte drăguți și nu e simplu deloc când ai mai multe tipuri de cărucioare, o să vreau să vorbim și de scaunul de mașină, mă rog, pătut și toate lucrurile pe care trebuie să le achiziționez pentru copil, nu e simplu deloc, însă voi ați fost foarte drăguți și întotdeauna mi-ați dat cele mai bune sfaturi și am făcut cele mai bune alegeri. Și de aceea sfătuiesc că una e să-ți cumperi de pe site, de pe net, nici nu le vezi, nici nu vezi nici calitatea materialelor, nici nu simți exact cum spui să manevrezi un pic căruciorul,
Sunt în regulă și cumpărăturile online, dar atunci când vorbim de o astfel de achiziție, este de preferat să-l testezi înainte, să-l manevrezi, să vezi exact cum se manevrează, cum se închide. La fel, modalitatea de închidere este diferită. Există cărucioare care se închid tip umbrelă, există cărucioare care se închid tip carte. Depinde foarte mult de fiecare în parte, cum se simte confortabil manevrând un model sau altul. Da, sunt tot felul de butoane astfel încât să schimbi, așa cum spuneai, fie landou, fie scoică, fie sport, adică toate lucrurile astea le înveți mult mai ușor dacă ești cu cineva de specialitate în magazin, în showroom, așa cum se întâmplă la voi și care îți explică, îți arată mură în gură absolut tot. Și vreau să zic că și așa ajungi cu el acasă până se naște bebelușul, până treci, mai uiți. Ții minte că am revenit ca să mai fac o reîmprospătare a memoriei până să le folosesc și mi-a prins foarte bine. Este o caracteristică a viitoarelor mămici și a proaspetelor mămici, apropo de partea emoțională și partea rațională. Da, pentru că atunci când îl cumperi, ești emoționată toată, te gândești cum o să fie, uite că pe urmă l-ai pe bebe în brațe și mai știi să le folosești așa cum trebuie. Apropo de butoane și de montare, demontare, este important ca acel cărucior pe care părinții îl aleg să fie ușor de manevrat, ușor de montat și demontat. Da, pentru că toate aceste manevre le faci și cu bebelușul, fie acolo în scoică, în landou sau în cărucior, fie bebelușul în brațe și cu cealaltă mână să încerci să strângi căruciorul și tot așa. Și de obicei le face mami. Da, că tati nu este întotdeauna alături. Chiar dacă și-ar dori foarte mult, asta e. În primele luni de viață, mami e cea care stă de obicei acasă și se chinuie așa un pic la partea asta. Eu le recomand tuturor viitoarelor mămici și chiar proaspetelor mămici care încă nu și-au achiziționat căruciorul să meargă, să-l manevreze, să-l închidă, să-l deschidă, chiar dacă sunt însărcinate, cărucioarele nu sunt foarte grele, sunt ușor de manevrat și în felul acesta poți să faci alegerea corectă, alegând doar după culoare, după design, că e în trend sau că are prietena, vecina și trebuie să am și-o la fel, nu este cea mai bună alegere. Într-adevăr, și plus că sunt tot felul de accesorii, plasa aceea împotriva țânțarilor, dacă te prinde ploaia, la fel ai ca o pelerină ce se pune. Exact. Cărucior, exact. Dar nu toate tipurile de cărucior sunt dotate cu așa ceva, de aceea am și subliniat. Nu toate tipurile de cărucioare sunt dotate, tocmai de aceea este bine să se informeze părinții, chiar înainte de a face aceste vizite la showroom-uri și magazine, este bine să se informeze de ce anume ar trebui să țină cont în momentul în care își aleg căruciorul. Bun. Ca să știe ce întrebări să adreseze celui de specialitate, exact. În măsură să răspundă cel mai bine. Exact. Și din experiența profesionistului, dar și din experiența de părinte, pentru că majoritatea au la fel copilași acasă și le-au testat deja, așa că știu despre ce vorbesc. Bun, am ales căruciorul, să spunem. Foarte important scaunelul de mașină, cum îl alegem? Foarte important scaunelul de mașină și o să încep această discuție prin a le spune ascultătorilor noștri că este foarte important în momentul în care ai un bebe să ții cont de siguranța lui. Dacă 9 luni de zile ești atent, mergi la ecograf, faci tot felul de analize și investigații, să te asiguri că bebe este bine și în siguranță, aceeași atenție trebuie să o adresăm și după. În momentul în care alegem un scaun auto, ar trebui să ne uităm puțin la istoricul producătorului. Cu cât producătorul este de mai mult timp în piață, nu știu, să spun că mi-e la îndemână, Pec Perego are 60 de ani pe piață, aproape 65 de ani, deci este un producător cu experiență care... Deci este clar că știe ce face, nu testează. A studiat de-a lungul timpului confortul și siguranța bebelușului și produsele au suferit inovații și sunt conform standardelor, sunt testate pentru ca atât părintele cât și bebelușul să aibă siguranță și confort. Bun, și din câte știu este obligatoriu să ai un astfel de scaun pentru copil, adică nu este ceva că vrei sau că nu vrei, mai nou s-a schimbat și legislația, cred că ne poți spune mai multe. Legislația nu s-a schimbat și chiar și în România de foarte mult timp există legea care spune că copiii cu vârstă sub 12 ani trebuie să stea în scaune auto omologate sau, mă rog, sisteme de siguranță omologate. Ideea e că de foarte puțin timp, apropo de ce spuneai tu, a intrat în vigoare și penalitatea.
Adică ți se întâmplă ceva, însă nu se întâmpla nimic dacă te prindea în trafic cu copilul ținut în brațe. Exact, exact. Chiar spunea cineva la un moment dat, să vezi, a intrat legea în vigoare, o să explodeze piața scaunelor auto. Pot să spun că nu este așa și ceea ce este cel mai important, părinții n-ar trebui să pună copiii în scaune auto pentru că există o penalitate. Părinții ar trebui să pună copiii în scaune auto pentru că se gândesc la siguranța copiilor. Este cel mai important. Și acum, vorbind de siguranță, este foarte important ca scaunul pe care îl alegem să fie conform vârstei și greutății copilului, da? Ca să oferim maximum de siguranță. Să fie montat corect. Există două tipuri de montare. Scaune automontate în centura mașinii, scaune automontate în sistemul ISOFIX al mașinii. Face parte din caroseria mașinii acest sistem ISOFIX. Ambele oferă aceeași siguranță, diferența dintre ele reprezintă procentul în care părinții montează sau nu corect scaunul auto. Și hai să o luăm pe vârstă, cât este mic copilul, primul purtat în scoică, în mașină? Primul scaun auto este scoica, care poate ține bebelușul de la naștere până la 13 kg. Este foarte important ca scoica să fie poziționată în sensul invers direcției de mers. Mi-aduc aminte că a trebuit să te conving, da, și nu prea înțelegeam de ce. Este foarte important ca bebelușul să stea în sensul invers direcției de mers, cu fața spre lunetă. În cazul unui impact este și mult mai în spatele șoferului, ai spus, sau mai puțin contează în stânga sau pe dreapta, bancheta din spate. Legea nu interzice nici să montezi scaunul pe bancheta din față. Dar pentru un procent mai mare de siguranță este de preferat să se monteze pe bancheta din spate. În spatele șoferului sau în... În spatele șoferului și de aici ce? Vreau să fac o mențiune pentru mămicile care conduc mașina, sunt singure cu bebelușul. Există niște oglinzi care pot fi puse retrovizoare, se pun în mașină și poți să vezi bebelușul în permanență. Dacă ăsta este un motiv pentru care mămicile... Știu că eu așa am comentat că mi-e greu să-l văd în spate și că l-aș fi pus pe bancheta din spate în dreapta, astfel încât să-l văd pe diagonală. Da, deci este de preferat pe scaunul din spate, în spatele șoferului. Bun. Și cu oglinzi retrovizoare, spuneai, sigur, ca să-l vedem pe bebeluș în permanență. Vreau să mai fac o scurtă mențiune, pentru că pentru bebelușii până în 6 luni, scaunul auto este recomandat până la o oră și jumătate pe zi. Este perioada în care se formează coloana vertebrală, bebelușul trebuie să aibă o poziție orizontală. Deci nu ținem mai mult de atât. În cazul în care sunt părinți care au drumuri mai lungi de făcut, pot folosi landoul, dar atenție, nu orice landou. Landoul poate fi folosit ca și sistem de siguranță auto. Există un kit special care permite prinderea în centura mașinii și landoul este testat, este omologat și bebelușul poate să stea în siguranță în landou pe bancheta din spate. Și mai există un avantaj, dacă adorme bebe în landou, atunci ușor l-a luat și l-a montat pe cărucior și nu se trezește. Exact. Pe când așa, dacă trebuie să-l scoți din scoică în, mă rog, să-l pui pe mâncărucior, se și trezește. Fiecare componentă are utilitatea ei, nu e niciuna făcută întâmplător sau doar pentru marketing. Și chiar dacă poate prețul ni se pare un pic mai mare, să ținem cont că avem trei elemente într-unul și, așa cum spuneai, în funcție de situație, de vârstă, sunt foarte utile toate cele trei elementele. Am aflat deja, iată, cum ar trebui să alegem căruciorul, astfel încât bebelușul să aibă suficient spațiu, să se simtă confortabil, roțile să fie de o anumită calitate, astfel încât să atenueze șocurile, căruciorul să nu fie foarte greu, astfel încât mămica săraca să nu care prea mult pe scări și cu bebelușul în brațe, pentru că nu e simplu deloc și, din nefericire, tăticul nu este întotdeauna alături ca să o poată ajuta. Spunea Ionela foarte bine, atenție la dimensiunile căruciorului când el este deschis cu copilul deja în cărucior, pentru că în lift nu întotdeauna avem suficient spațiu și asta este foarte important. Și ca recomandare, ca sfat, ziceam eu, înainte de a achiziționa un cărucior, bine ar fi să mergeți în magazin, în showroom, și dădeam exemplu showroom-ul vostru. De ce? Pentru că puteți obține sfaturi de calitate, așa cum am făcut eu și am întrebat în detaliu până am cumpărat căruciorul, respectiv scaunul auto. Și că rămăsesem cu discuția, Ionela, la scaunul auto, spuneai să fie un produs, dacă se poate, cu tradiție și... Când mă refeream la tradiție, mă refeream la experiență.
la experiența PEC Perego, 65 de ani, așa cum spuneam și puțin mai devreme, ceea ce înseamnă că de-a lungul timpului produsele au suferit modificări care să aducă confort și siguranță. Exact, în favoarea noastră, de fapt, a copilului. Sigur, produsele sunt testate și așa cum pe mașini se fac teste, testele ADAC, probabil că-ți sună cunoscut, tăticilor le place mai mult această discuție. Cum se comportă mașina la impact, așa bănuiesc că și scaunelele acestea auto pentru copii la fel sunt testate. ADAC este o organizație din Germania care face teste și pe mașini, dar face teste și pe scaune auto și oferă stele de siguranță. 5 stele de siguranță sau chiar mai puține. Alte organisme oferă calificative. Very good, good și așa mai departe. Este important să înțelegem că este foarte util ca acest cărucior să-l avem. Spuneai că până nu de mult nu era obligatoriu sau nu erau penalități. Nu exista penalitate. Acum există, deci nu știu, de frica legii, vorba ta, bine ar fi să înțelegem utilitatea pentru siguranța copilului, ar fi bine să-l punem în scaunul de mașină. Cred că avem conștienți teoretic de cât de important este un astfel de scaun. Îl achiziționăm, însă știi ce se întâmplă în viața de toate zilele? Uite, Rebecca mea a mai crescut acum și stătea în scaunel, era foarte cuminte. Acum nu de fiecare dată reușesc să o mai pun în scaunelul de mașină. Și de asta cred că părinții, pentru că plânge copilul, plânge bebelușul, au tendința să-l mai ia în brațe menajându-l. Nu, este cea mai mare greșeală. În general, accidentele se întâmplă în apropierea casei, foarte, foarte aproape de casă și la o viteză de 40-50 de kilometri la oră în momentul impactului, deci este o viteză foarte mică. Indiferent că mergem 500 de metri cu mașina sau că mergem 500 de kilometri, copilul trebuie să stea în scaunelul lui. Monta acolo centuri, exact. Da. Astfel încât să îi se asigure siguranța, Doamne ferește, în caz de impact. Ceea în caz ce de este interesant este că un astfel de scaun poate reduce cu mai bine de 75% riscul ca un copil să pățească ceva în cazul unui impact. Ceea ce nu mai zic că sunt părinți care țin copilul în față pe scaunul din dreapta șoferului, adică îl expun foarte, foarte mult și e păcat să se întâmple așa. Mai ales dacă mașina are airbag. Atenție mare în cazul în care postați scaunul auto pe scaunul din față al mașinii, foarte important să fie airbag-ul dezactivat. Pe de o parte, reducem riscul punând copilul într-un scaun auto, omologat, testat, conform vârstei și greutății, dar nu dezactivăm airbag-ul. Mare atenție! Bine, bun, tu spuneai că scaunul copilului ar trebui montat pe bancheta din spate, în spatele șoferului, cu fața spre lunetă, cât este mic, până la 6 luni. Până la 13 kg, nu chiar până la 6 luni, până la 13 kg cu fața spre lunetă, pentru că în cazul unui impact atenuează mult mai bine șocul. Oricum, scaunele auto sunt testate în cazul impactului frontal, dar și lateral. Bun, mai creștem și bebe are mai mult de 13 kg, a ajuns, eu știu, la câțiva ani. Spuneam, când este mic, în primele luni de viață, fie în scoică, fie în landou, pe urmă îl pui în scaunel, stă în funduleț și atunci altfel se simte și altfel admiră peisajul și este ceva mai cu minte în mașină la drum. Sigur, există scaune auto pe etape de vârstă, grupe de vârstă și greutate și este bine să schimbăm scaunul auto atunci când copilul nostru a ajuns la o anumită greutate, la o anumită vârstă. În cazul în care copilul este pus într-un scaun auto, testat, omologat, dar nu este conform vârstei și greutății acestuia, în cazul unui impact, rezultatele nu sunt cele pe care ni le dorim. Și atunci e de preferat să acordăm atenție maximă atunci când alegem un astfel de scaun. Și spuneai că până la vârsta de 12 ani copilul ar trebui purtat într-un astfel de scaun? Până la vârsta de 12 ani sau 1,5 metri. Ultimul scaun auto de fapt este un înălțător, nu mai este scaun auto. Copilul este prins în centura mașinii, dar pe un înălțător. Probabil că sunt și mămici cu o înălțime de 1,50 m, 1,60 m, care au observat că în mașină centura ajunge în zona gâtului. Nu este chiar cel mai bine, tocmai de asta e nevoie de înălțător. Astfel încât centura să nu reprezinte un pericol la fel la un eventual accident. Exact, la un eventual impact. Exact.
Deci aceasta este explicația. Aceasta este explicația și acesta este practic ultimul scaun. Ultimul... Deci avem în ordine Ionela, Scoica sau Landoul, sau Scoica și Landoul în funcție de situație, pentru că spuneai când sunt foarte mici, mai mult de o oră și jumătate, n-ar trebui să în le primele 5-6 luni, da, coloana și să nu ținem în Scoica și atunci dacă avem un drum mai lung de făcut, Landoul ar asigura acest confort. Dar Landoul prins în centura mașinii, sigur că da. Unde Scoică și Landou în primele luni de viață, după care primul scaunel și... După care scaunul auto, aici sunt mai multe tipuri de scaun auto, la fel în funcție de dotările mașinii, cu sistem ISOFIX, fără sistem ISOFIX, cu o bază specială, adică sunt mai multe variante. Eu recomand părinților, atunci când trebuie să cumpere următorul scaun, să vină cu bebelușul. Este foarte important să-l aleagă împreună, da, să știi că de multe ori bebelușul este cel care alege. Părinții pun bebelușul în mai multe scaune, 2-3 variante, și atunci când bebe e cel se mai liniștit, vesel și confortabil, aleg ținând cont și de cum se simte el. Interesant. Și ultima etapă, spunea, înălțătorul, astfel încât până la 12 ani sau până când copilul depășește 1,5 metri, ar trebui purtat la fel. Materialele sunt materiale speciale la scaune, n-am spus și poate că ar fi bine să amintim, astfel încât copilul să nu transpire. Exact, sunt materiale speciale, sunt materiale tratate, care pot fi spălate. Este foarte important să poți spăla acea husă și să o poți refolosi. Și apropo de spălat și husa scaunului auto, am citit la un moment dat că există niște studii făcute care spun că scaunul auto este un mediu perfect pentru microbi și bacterii. Așa că... Bine ar fi să alegem unul, iată, cu husă detașabilă pe care să o și putem spăla și îngriji. Exact, și să se păstreze, să-și păstreze calitățile și după spălare. Perfect. Iată, am înțeles că scaunul de mașină pentru copii nu este un moft, ci dimpotrivă nu trebuie să expunem copilul, nu trebuie să riscăm călătorind cu el în mașină, în brațele mamei sau așa cum procedează unii părinți, chiar pe scaunul din față al mașinii lângă șofer, așa cum spuneam. Ionela, îți mulțumim pentru sfaturi și te așteptăm să revii la Meditații pentru Părinți. Mulțumesc și eu frumos și de fiecare dată, atâta timp cât putem să venim în sprijinul ascultătorilor cu informații utile. Vă așteptăm cu mult drag. Alături de noi a fost Ionela Chițanu, reprezentant medical 9 luni. Atât pentru astăzi, aștept întrebările, mesajele tale la Meditații pentru Părinți @itibiti.ro. Sunt Simona Dragomir, sănătate și numai bine, îți doresc pe curând! Meditații pentru Părinți cu Simona Dragomir.